Hei, prieteni, ce mai faceți? Eu sunt foarte încântată că în sfârșit pot spune că a venit toamna. Nu mai are nimeni ce să-mi spună că nu-i toamnă. Nu mai sunt 30 de grade, astăzi a plouat, a fost urât afară, a fost înnorat. Dacă mă întrebați pe mine, este vremea perfectă, pentru că, așa cum știți, toamna este în timpul meu preferat. Și cel mai probabil și vouă vă place, pentru că este foarte cozy. Tot ce trebuie să faci e să stai acasă, să citești o carte, să uiți la filme Harry Potter, să mănânci plăcintă de mere și să bei pumpkin spice latte. Bine, după muncă, mă refer, nu că tot ce te faci să stai acasă, dar așa ca idee. E un anotimp foarte cozy, îmi plac și hainele de toamnă, îmi place tot vibe-ul ăsta autumnal, să zic așa. Cu ocazia asta, ca să sărbătoresc toamna, am hotărât să-mi cumpăr decorațiuni, deși încă nu m-am mutat de acasă de la ei mei, deci practic nu am un spațiu în care să pun toate decorațiunile astea, dar eu încă am speranță că până la sfârșitul anului timpului o să mă mut și o să pot să-mi decorez casa exact așa cum vreau eu și am hotărât să împărtășesc cu voi toate decorațiunile astea, pentru că și vouă vă place toamna din câte am văzut și ar fi urât să țin doar pentru mine toate aceste minunății. Eu mi-am luat decorațiuni din Sinsay și din Pepco pentru că, sincer, am vrut să fie cât mai accesibil pentru oricine. Dacă tot arăt chestia de drăguțe, să poată oricare dintre voi să se ducă să-și ia același lucru, că doar cine n-are un Pepco lângă casă sau un Sinsay. Și dacă n-ai un Sinsay lângă casă, îți comanzi de pe site, pentru că e foarte simplu procesul. Vine din țară, adică e totul simplu. Am vrut să fie cât mai simplu. V-am zis, dacă vă arăt ceva, mergeți imediat și vă luați și voi. Nici nu știu cu care să încep, de la Sinsay am cutia asta mare. Este... stați așa, nu știu, pot să ridic, e foarte mare. Așa. Și de la Pepco această pungă tot la fel de mare. Cred că o să încep cu cele de la Sinsay, pentru că pe astea am luat primele. Și am și un mic disclaimer de făcut înainte să vă arăt toate chestiile astea. Să știți că mie îmi place foarte mult să cumpăr decorațiuni, îmi place să am casa decorată pentru fiecare sezon, fiecare sărbătoare, dar nu-mi place atât de mult să am chestii inutile. Am și zis într-un daily vlog pe care urmează să-l postez la finalul săptămânii părerea mea despre decor. Mie îmi place foarte mult să am casa decorată pe tot parcursul anotimpului și să o decorez un pic mai mult când vine sărbătoare, adică mă refer Halloween, Crăciun și Paște, ok? Că de astea decorez eu. Da, de Crăciun și de Halloween poți să ai decorațiuni inutile, adică, nu știu, chestii pe care să le agăți de perete și să nu aibă utilitate, dar în restul anului, mie îmi place foarte mult când decorez să îmi cumpăr totuși lucruri utile, adică să cumpăr lucruri pe care știu că le-aș folosi. Nu să cumpăr chestii doar așa de dragul de a le cumpăra, după care doar să le pun undeva ca decor și să adune praf. Îmi place, nu știu, de exemplu, să-mi iau o chestie în formă de dovleci pe care să știu că le folosesc, să aibă utilitate, nu să fie doar un dovleac pe care să-l pun undeva și să mă uit la el. Deci, dacă vreți decorațiuni care să fie și drăguțe, dar și utile, urmăriți acest clip în continuare și poate o să vă inspire și pe voi, poate o să vă placă ceva de aici, să vă luați și voi. Am luat acest suport pentru periuța de dinți ceramic. Este în formă de dovleac și este super, super simpatic. A, și pentru că planul meu e să mă mut într-un loc care are două băi, mi-am mai cumpărat și varianta lui pe alb. Nu știu care e mai drăguță, sincer, chiar nu-mi dau seama. Am adus foarte drăguțe și au fost și ieftine. Stați să vă citesc și prețul. Asta a fost 15 lei. M-am uitat și pe alte pagini să văd comparativ cum ar fi prețurile la o chestie de genul ăsta în altă parte și au fost, de fiecare dată am găsit mai scumpe. Deci prețurile de la Sinsay de decorațiune anul ăsta sunt super, super bune. Credeți-mă, sunt prețuri foarte bune. Deci, cum spuneam, avem acest suport de periuță pe portocaliu și pe alb și tot din categoria baie mi-am luat și aceste săpuniere, tot așa în formă de dovleac, unul pe alb, unul pe portocaliu. Acestea au fost 10 lei bucata și planuiesc să pun într-o baie setul ăsta pe portocaliu și în cealaltă baie setul ăsta pe alb. Dacă preferați săpunul lichid, să știți că aveau și varianta de săpunieră cu pompiță pentru săpun lichid, tot așa în forme din astea de dovleac, dar mi-e place să folosesc săpun de la Bath & Body Works și ăla deja are un ambalaj drăguț și nu simt nevoia să stau să-l vărs în alt recipient, îmi place să-l folosesc fix în recipientul în care l-am cumpărat, așa că mi-am cumpărat variantele de săpuniere pentru săpun solid. Eu oricum iubesc să folosesc săpun solid, sincer pot spune că îl prefer decât pe cel lichid. Mi se pare că îți curăț mai bine mâinile, nu știu, nu să rămân mâinile deloc cremoase, urăsc senzația asta de cremă pe mâini. Deci, cu siguranță o să folosesc aceste săpuniere în formă de dovleac. Acum că le despachetez, îmi pare că n-am luat 3, pentru că și în bucătărie o să am nevoie de o săpunieră pentru săpun solid. Probabil că o să mai dau o comandă de una sau o să mă duc să-mi iau din magazin, voi vedea. Bun, am și două suporturi de lumânări cuțe, tot așa în formă de dovleci. Îl am pe acesta pe portocaliu și pe acesta pe alb. Fiecare a costat 15 lei.
lui. Acum trebuie să mă hotărăsc pe care să-l păstrez și pe care să-l dau mamei mele, pentru că am luat mai multe chestii din fiecare ca să-i mai dau și ei câte ceva. Mai ales că astăzi este și ziua ei, deci pot să le adaug la cadou. Eu aprind destul de des lumânări în casă, și lumânări mai mari, dar și lumânări din acelea mici. Mi-am și cumpărat câteva, o să le vedeți, de la Pepco. Nu știu, mi se pare că da, așa o senzație de confort al casei tale. Mi se pare, e foarte cozy să aprinzi lunări. Și pe lângă asta, dacă ții unele care să fie și parfumate, miroase și frumos în casă de la ele, este un win-win din punctul meu de vedere. Iubesc lunările din tot sufletul. Și mai sunt oameni care nu prea sunt pasionați de așa ceva, le e frică să le aprindă, să nu ia foc casa sau ceva, dar na, dacă nu uiți să le stingi, e ok. E important doar să le stingi. Cum spuneam, acești doi doblecei în care să bagi lunări. Sincer să fiu, nu mi-am dat seama pe site că au aceeași dimensiune, am crezut că au dimensiuni diferite. Dacă sunteți mai minimaliști, vă recomand să vi luați pe ăsta pe alb, dar mie personal cred că îmi place mai mult ăsta pe portocaliu, culoarea tradițională a dovleacului. Cel mai mare regret al vieții mele e că la un moment dat am avut un suport de lumânări în formă de dovleac din la mare, era cât un dovleac adevărat. Mi-l luase la ei mei cadou, era tot așa ceramic și în el încăpeau lumânări și mai mari, doar că l-am spart. Este efectiv cel mai mare regret al vieții mele că am spart dovleacul ăla, era atât de cool și nu știu de unde l-au luat, că l-am primit acum foarte mulți ani, nu știu dacă aș mai găsi așa ceva vreodată. Pentru bucătărie am luat acest borcan care are un capac în formă de dovleac. Gândul meu în legătură cu acest borcan era să îl umplu cu boabe de cafea, pentru că cred că v-am mai spus, de fapt nici nu mai știu dacă v-am mai spus. Eu am fost învățată să țin cafeaua în borcan, să fie un spațiu vidat ca să nu intre aerul să se strice. De-aia eu nu o țin în punga în care o cumpăr, o bag într-un borcan și mă gândeam că ăsta ar fi chiar drăguț și de display, așa să-l pun lângă aparatul de cafea, dar și să-mi protejeze boabele de cafea. Dacă nu o să-l folosesc pentru cafea, o să-i găsesc eu o altă utilitate, cu siguranță, pentru că un borcan mereu e util. Și stați să vedeți că m-am gândit și ce o să fac cu el în restul anului, că cel mai probabil nu o să vreau să am decor cu dovleac pe tot parcursul anului. O să-i scot capacul și o să folosesc treaba asta pe post de vază. Ce părere aveți? Mi se pare o idee foarte bună, că, așa cum am spus, mie nu-mi place să am chestii inutile în casă, dar nici nu vreau să arate ca și cum ar fi toamnă tot anul, așa că m-am gândit să folosesc asta pe post de vază. Nu știu. Dacă sunteți iubitori de animale, i-am cumpărat ceva și lui Scubențiu. Este un costumaș de Halloween. La asta nu-mi dau seama că nu scrie, vedeți, are eticheta asta care acoperă prețul. Dar cu siguranță n-a fost mai mult de 30 de lei, 30 de lei maxim. A, și apropo, borcanul ăsta a costat 20 de lei, cam uitat să vă zic. Deci cum spuneam, ăsta mai mult de 30 de lei n-avea cum să fie, cred că a fost în jur de 20 de lei. Și este un costum de rechin. Am vrut să iau un costum foarte confortabil. Anul ăsta, anul trecut l-am costumat în hot dog și și-am mâncat costumul, mi-a plăcut așa de mult. Așa că anul ăsta i-am luat doar această chestie care are o aripă de rechin și mi se pare că e un costum care îi se potrivește foarte bine pentru că îi place să roadă, îi place să strice, așa că rechinul mușcă, Scooby mușcă, este perfect pentru el, este reprezentativ. Și mi-am luat și tot de la Sinsei, mi-am luat și două lumânări parfumate. Știți că eu sunt foarte sceptică în ceea ce privește lumânările parfumate pentru că mie îmi place să le cumpăr de la firme care se ocupă în mod special cu asta, cu chestii care miros, adică de exemplu Pet & Badger sau Yankee Candle, de la astea îmi place să cumpăr în general, Woodwick, firme care se ocupă în mod special cu lumânări parfumate, dar am zis să le dau o șansă anul ăsta lumânărilor de la Sinsei, pentru că au fost la un preț foarte bun. Lumânarea asta a fost 35 de lei și are 400 de grame și aroma este pumpkin pie, care este evident aroma mea favorită de lumânare parfumată în perioada asta. Miroase super bine, chiar miroase a pumpkin pie. Sunt foarte multe chestii care practic miros a pumpkin pie sau pumpkin spice, care nu miros de fapt a plăcintă de dovleac, miros doar a mirode pe care le pui acolo, adică miros a scorțișoară, miros a nucșoară, miros a cuișoare, nu miros a pastă de dovleac și mie mirosul ăla îmi place cel mai tare și asta mi se pare că chiar a reușit să ofere esența unei plăcinte de dovleac. Miroase și a aluat, miroase și a prăjiturică, dar miroase și a scorțișoară și nucșoară, ce am zis mai devreme. Dacă aș aprinde lumânarea asta, cu siguranță chiar ar mirosi ca și cum cineva face plăcinte de dovleac. Apropo, plăcinta de dovleac este unul dintre deserturile mele preferate și nu doar toamna, doar all time iubesc plăcinta de dovleac. Chiar am zis că în timpul clipului vreau să aprind una din lumânările pe care le-am cumpărat ca să le testez. Să vă pot spune și vouă dacă chiar merită să le cumpărați sau nu, dacă chiar miros frumos. O să aprindem pe asta astăzi. Hai să vedem unde să o pun ca să nu ia foc. O să o pun chiar aici. Și să nu uităm de ea și pe la finalul clipului o să vă spun dacă a început să miroasă în camera plăcintă de dovleac sau nu. Și mi-am mai cumpărat una care imită lumânările de la Woodwick. Dacă nu știați, Woodwick e o firmă care a creat lumânările astea cu fitil de lemn, ca atunci când le aprinzi să dea senzația unui șemin. Se
se aude cum crapă lemnul ăla în timp ce ia foc și e foarte, foarte frumos. Alea sunt un pic mai costisitoare decât o lumânare normală, iar cei de la Sinsay au făcut o treabă similară cu acelea. Nu știu dacă sunt la fel de bune calitativ, dar cu siguranță voi încerca. Dacă sunt, la prețul de 35 de lei chiar merită. Este o lumânare de 35 de lei de 400 de grame. Mai rar găsești așa ceva. Și asta miroase a chocolate caramel. Wow, mamă, miroase delicios. Miroase a caramel învelit în ciocolată. Chiar miroase exact a ce spune aici. Deci, cei de la Sinsay, chiar atunci când denumesc o lumânare, o denumesc cum trebuie. Doamne, cât de bine miroase. Îmi face poftă. Deci, îmi vine să o mănânc. Mai e și maronie așa, wow. Mamă, îmi face poftă de dulce. Aveți grijă dacă vă prindeți lumânarea asta prin casă. Să fiți mâncați înainte, că o să vă fie poftă rău și o să mergeți direct să vă luați o ciocolată. Ultima chestie de la Sinsay, pentru care sunt cea mai încântată, dar pe asta chiar n-am cum să o folosesc acum unde stau, trebuie să aștept să mă mut, să o pun în fața ușii, este acest covor în formă de dovleac. Este genial. Este un covor din cocos depus în fața ușii de la intrare și îmi place, e foarte solid, e foarte rezistent și țin minte că n-am dat mulți bani pe el. Cred că a fost și asta în jur de 30 de lei, doar că nu pot să vă arăt prețul pentru că e acoperit. Cam cad bucățele de cocos din el, dar dacă îl pui în fața ușii nu e o problemă. Important e să nu ți intre prin covor, cum am eu aici covoare pe jos, deci o să-l bag la loc în cutie. Dar ca idee, foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. Mi se pare perfect pentru toamnă. Dacă țin bine minte, mai aveau și o variantă de Halloween, ceva cu ceva spooky, așa. Dar că eu am zis că ce mai bine să le iau pe ăsta, să-l pot ține în toate cele 3 luni de toamnă, nu doar în perioada cu Halloween-ul. Bun, asta e tot ce mi-am luat de la Sinsay. Haideți să trecem și la ce mi-am luat din Pepco. O să vă arăt ce mi-am luat din primul Pepco în care am fost, că în primul nu am găsit mare lucru, mi-am cumpărat doar 3 chestii, printre care această jucărie pentru căței. Mi se pare că genul ăsta de jucărie e potrivită pentru un câine cum e al meu. Dacă și câinii voștri sunt la fel și le dai o jucărie și în 5 minute o distrug, scot tot plușul din ea, vă recomand genul ăsta de jucărie. Au la Pepco, sunt niște jucării foșnitoare. E un pic deranjant sunetul, dar măcar rezistă mai mult. În interior nu au doar puf sau praf din acela, nisip, biluțe, whatever. În interior au o chestie de plastic, cum puteți auzi. Și am observat eu că sunt mult mai rezistente. Deci dacă aveți căței care tind să distrugă orice jucărie le dați, cumpărați-le genul ăsta de jucărie, că e mai rezistentă, se poate juca mai mult timp cu ea fără să o omoare. Și lui Scooby chiar îi place, îi place să foșnească la asta toată noaptea. La Pepco aveau și multe variante de luminițe pentru Halloween. La primul Pepco la care am fost, v-am spus, n-am găsit de multe lucruri de toamnă, aveau destul de multe lucruri de Halloween. Doar că nu ăsta a fost scopul meu principal, să-mi iau decorațiuni de Halloween, mai durează până începe Halloween, plus că eu deja am foarte multe decorațiuni de anii trecuți, deci nu mai am mare lucru. Aveau tot felul de lumini, lumini în formă de pânză de păianj, lumini în formă de scheleți, aveau și niște lumini cu frunze din astea negre, trandafiri închiși la culoare, tot felul de decor din ăsta gotic. Ce mi-a plăcut, aveau niște luminițe din astea în formă de ploaie pentru perdea, cu fantomițe, cu scheleți, dar nu mi-am cumpărat că încă nu știu cum o să vină perdele la mine acasă și vreau să mă asigur întâi că am de ce să le agăț. Eu am zis să merg pe varianta clasică, să-mi iau doar niște luminițe din astea cu LED, foarte simple, care funcționează pe bază de baterii și au costat 8,50 lei, un preț foarte decent dacă mă întrebați. Astea sunt niște luminițe în formă de mâini de schelete, dar mai aveau și altele, mai aveau ceva cu roz, mai aveau ceva cu portocaliu. Eu am optat pe varianta asta mai simplă și mi-am cumpărat și varianta cu păienjeni, după cum puteți observa. Sunt așa mai mulți păienjeni. Am vrut să o aprind, să o țin în fundal, doar că problema este că nu știu de ce s-au gândit cei de la Pepco să facă cutiuța în care bagi bateriile să nu se poată desface decât cu șurubelnița. Asta e o prostie din punctul meu de vedere. Vedeți, care aici un mic șurub care trebuie deșurubat și abia după aceea poți să bagi bateriile să le pornești. Foarte stupid, eu nu dețin o șurubelniță, o să trească să-ți caut pe la e-mail una. Deci dacă nu aveți șurubelniță acasă, cumpărați-vă și o șurubelniță dacă vreți să vă luați aceste luminițe. La celălalt Pepco v-am zis că am avut mai mult noroc decât la primul, așa că haideți să scoatem ce avem și pe aici. Ce bine miroase punga! Oh my god, ce bine miroase! Am cumpărat multe lumânări și de aici miroase foarte frumos. Primul lucru, i-am cumpărat lui Scooby un costum de dovleac. Are și o mică glugă care are un moț în formă de frunzuliță care practic e capătul dovleacului. Foarte drăguț mi s-a părut și îmi place că are și gaura asta ca să poți să-i scoți prinzătoarea de la ham prin ea, că eu de obicei când îi cumpăr o bluziță și nu are gaura asta trebuie să o tai eu singură și nu mă pricep așa bine, așa că
mă bucur foarte tare când văd că hainele de căței deja au chestia asta. Mie nu-mi place să-l plimb pe Scooby doar cu agățătoarea de la zgardă. Mie îmi place să-i pun ham, pentru că din câte am citit eu, e mai confortabil pentru ei să meargă cu ham și el e și predispus la probleme cu spatele, adică tackle în general, și am zis că cel mai bine să-l plimb cu ham. E un pic mai complicat să îl echipezi înainte de plimbare, dar pe termen lung s-ar putea să îi fie mai bine așa, habar n-am. Acest costumaj a costat 27 de lei. Prea drăguț, prea simpatic. Și și grosuț, așa, și material din interior e confortabil. Mi se pare perfect pentru toamnă. Scoop este un cățel friguros, ok? Deci eu îi cumpăr toate chestiile astea de îmbrăcat și pentru design, evident, că îmi place mie să-l văd îmbrăcat, dar el chiar e un cățel foarte friguros, că n-are atât de mult păr și nu-i place să iasă la plimbare dacă e frig. Mai ales iarna, nu știu, urăște zăpada, nu-i place deloc, nu-i place când plouă. Trebuie să-i cumpăr hainuțe ca să fie de acord să iasă afară pe frig. Wow, ce câine răsfățat, nu iese. Am mai cumpărat încă un suport de lumânări care este în formă de căsuță. Eu am deja unul de anul trecut de la Sinsei, care arată super similar. Deci pe ăsta l-am cumpărat ca să-l dau mamei mele și ei îi place foarte mult să aprindă lumânări. Pe ăsta am dat 13 lei, deci un preț super accesibil și înăuntru este loc pentru două lumânări, după cum puteți observa. Ăsta e așa mai de Halloween, mai spooky, nu e neapărat de toamnă. Are și niște modele cu lilieci aici în partea de sus. Îmi dă vibe-uri de casa bântuită, casa groază, dar chiar e foarte simpatică treaba asta. Și cu siguranță și mamei îi va plăcea foarte tare, că de la cine credeți că am moștenit gusturile? Am încă un suport de lunare în formă de bufniță de data aceasta, pentru că nu tot decorul de toamnă trebuie să fie cu dovleci, mai trebuie să diversificăm și am ales acest suport pe care încă mă gândesc dacă să-l păstrez sau să îl dau și pe ăsta mamei mele. Depinde, dacă îi place foarte tare o să-l dau, dacă nu, nu. Ăsta a fost tot 13 lei. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș da mai degrabă banii pe asta decât pe asta, pentru că în primul rând asta încap două lumânări și e mult mai cool. E mult mai cool. Asta e doar un suport ceramic, așa, în formă de pufniță, dar ăsta e foarte cool. Mi se pare foarte tare la el, cel puțin așa e cel pe care l-am eu, de v-am zis că arată aproape la fel. Când e întuneric și bagi lumânările în el, arată exact ca și cum ar fi o căsuță mică, pentru că se luminează geamurile și pare că ai aprins lumina în căsuță, știți? Și se mai și reflectă lumina pe pereții din casă. Dar și aceasta este drăguță, e un pic mai pașnică, asta e mai mult decor de septembrie, dacă mă întrebați pe mine. E foarte solid, așa, e, nu știu, e bine construită, nu văd să aibă vreun defect. Am mai găsit o chestie foarte tare, pe asta nu știam că o să o văd vreodată. Este un bol pentru aperitive format din 3 fantomițe. Deci ziceți voi că nu e cel mai drăguț lucru. Este superb, este genial. Nu știu, stai să te uiți așa la un film și pui aici niște snack-uri, pui niște alune, pui niște ciocolățele, pui niște măslinuțe, nu știu. Mi se pare absolut adorabil acest bol. Asta cred că a fost 21 de lei, deci nici prețul nu este foarte mare. Acum sunt curioasă dacă poți să-l bagi la mașina de vase. Sincer, nu cred. Cred că s-ar lua desene astea de pe el dacă l-ai băgat la mașina de vase. Deci asta cred că trebuie spălat la mână, dar nu este o problemă. Merită. Știu că voi sunteți mari fani căni de toamnă. Eu am spus o dată și repet acest lucru. Mie nu-mi place să cumpăr căni, pentru că eu colecționez căni din acelea cu capac și cu pai de la Starbucks, că eu prefer să beau cu paiul, așa că nu colecționez niciun alt tip de cană, căni din alea normale, cu tortiță, clasice, fără acoperiș la ele. Nu-mi place să le cumpăr, nu-mi place să le colecționez. Am văzut că e mare vâlvă cu cănile pe TikTok. Sunt multe persoane care au foarte multe modele de căni, de fiecare dată când apare ceva nou în Pepco, căni în formă de dovleac, căni în formă de ciupercuțe. Am și văzut acum că sunt virale pe TikTok două modele, una în formă de ciupercuțe, una în formă de dovleac, care au și căpăcele. Foarte simpatice sunt, nu mă înțelegeți greșit. Pur și simplu eu nu am nevoie de așa ceva, dar mama mea este fană căni, așa că de fiecare dată când găsesc una drăguță, o cumpăr pentru ea. Și de data aceasta Pepco și-a făcut treaba și a scos această cană în formă de dovleac. Este albă, nu este portocalie, deci nu e basic. Și are modelul ăsta cu picățele negre pe care nu l-am mai văzut până acum pe niciun model din ăsta de dovleac. Așa că mi s-a părut mai interesantă. Este din colecția asta lor, Cozy Fall Collection. Și prețul, m-a uimit, frate, a costat 5 lei. 5 lei. Deci mi se pare că merită toți banii. E și super încăpătoare. E un model destul de măricel de cană. Și e super frumoasă. E în formă de dovleac. E perfectă pentru toamnă. Și a fost 5 lei. Deci mi-a venit să cred. Eu am cumpărat de la Starbucks o cană în formă de dovleac și am dat 55 de lei pe ea. Asta a fost 5.
5 lei. Deci mergeți și cumpărați-vă neapărat canasta pentru că este foarte ieftină. Mi-am mai cumpărat și de la Pepco încă o lumânărică pentru că nu am putut să mă abțin. Vă rog, priviți. Vă rog, priviți-o! Este o fantomiță și în capăt are o lumânărică. Pe asta am dat 16 lei și am luat-o pentru că m-am gândit că pot reutiliza borcanul ăsta după ce se termină lumânarea. Bine, e destul de mare, adică s-ar putea să dureze ceva până termin. Este și parfumată. Dar nu știu mai exact ce miros are. Nu are neapărat specific de toamnă, dar miroase foarte frumos. Dacă ajungeți în Pepco să o mirosiți, o să vă placă și vouă cu siguranță. E un miros foarte plăcut. Dar în fine, m-am gândit că după ce se termină lumânarea, borcanul ăsta merită păstrat și folosit la altceva. Poți să-l folosești ca suport de periuță, poți să-l folosești, nu știu, să mai pui o lumânare în el. Poți să-l folosești la multe chestii. Mai mult de aia l-am luat nu pentru o lumânare neapărat. A fost și la un preț ok, dacă stai să te gândești 16 lei pe treaba asta ceramică plus lumânarea din interior. Aceeași situație și cu această lumânare, care este cu fantomițe. Mai aveau așa o variantă pe altă culoare, nu mai știu exact, cred că era verde sau ceva, dar nu mi s-a părut așa de drăguță și mirosea măr. Și mie nu-mi place deloc miros de măr, nu-mi plac lumânări parfumate cu miros de măr, decât dacă e plăcinte de mere. Dacă e doar măr clasic, nu mă pasionează. Nu, nici nu-mi displace neapărat, dar nu mă pasionează. Și asta are aproape același miros ca cea cu fantomița. Din nou, nu e un miros neapărat specific de toamnă, dar e un miros tare plăcut și chiar mi-ar plăcea să miroase atunci când o aprins. Asta a fost tot 16 lei și tot așa, când se va termina lumânarea, cu siguranță voi găsi o altă utilitate pentru acest borcanaș, pentru că e foarte frumos, nu știu. Poate fi folosit ca pahar, poate fi folosit tot așa ca suport pentru ceva. E foarte simpatic. Am găsit ceva, bă, ce nu credeam că o să găsesc vreodată. Deci mi s-a părut atât de amuzant. Am fost cu tatăl meu la Pepco să caut chestiile astea și am râs amândoi acolo în magazin. Am găsit săculeți din ăștia pentru căței. Săculeții aia pe care îi folosești când strângi după cățelul tău. Dacă mergi la plimbare cu cățelul, strângi după el când face ceva pe trotuar. Și am găsit săculeți tematici de toamnă. Deci e prea amuzant. Cei drept, nu toți sunt tematici de toamnă, doar ăștia din mijloc, după cum vedeți, au double cei pe ei, restul sunt doar portocalii. Mai aveau și varianta de Halloween, care era cu verde și negru și era cu niște fantomițe verzi pe care scria Boo, dar nu era așa frumos și m-am gândit că, ok, folosesc rola de Halloween cu fantomițele, care e simpatică și după care trebuie să folosesc rola aia verde urâtă, din culoare de verde mâl, așa urât, oribil. Așa că am preferat să o iau pe asta de toamnă. Am dat 5 lei pe ei, un preț destul de corect, pentru că atât costă în general săculeții ăștia pentru căței. Și pentru mine și pentru orice alt posesor de cățel, este un articol foarte util. Deci dacă și vă aveți căței și vreți să-i scoateți la plimbare acum toamna, mergeți și luați-i săculeți din ăștia, că sunt foarte amuzanți. Și pentru că am cumpărat atât de multe suporturi pentru lumânări, evident că am cumpărat și lumânări, că doar nu le foloseam așa fără lumânări. Avem aceste două variante care miros super puternic, miros super bine. Prima dată le avem pe acestea cu aromă de dovleac, care au costat 10 lei, și acestea care au costat tot 10 lei și arome, pentru că au culori diferite pe straturi, vedeți? Sunt mai mult așa de toamnă în general, cu mere, cu scorțișoară. Asta miros așa mai mult a spices, să zic așa. V-am spus, mie nu-mi place mirosul de măr crud, dar ăsta este un miros de măr care îmi place. Este măr cu scorțișoară. Foarte frumos, îmi place foarte tare acest miros. Dar cum și mama mea este cea mai mare fană a lumânărelor, cred că o să le dau ei pe astea totuși, că sigur i-ar plăcea mai mult decât cele cu dovleac. O să le dau ei și o să mă duc eu să-mi cumpăr altele când o să fie nevoie. Eu o să le păstrez pe acestea. Și cred că primul suport pe care o să-l încerc o să fie ăsta. Chiar dacă am zis că îl dau ei, dar o să îl încerc înainte, că sunt curioasă dacă e la fel de tare ca cel pe care l-am eu acasă. Da, diferența dintre ele este că al meu este o căsuță adevărată care se închide, adică chiar e o căsuță, asta e doar partea din față și partea din spate, dar tot e foarte tare. Bun, cred că asta este tot. Nu mi se pare că am luat ceva exagerat și, așa cum am spus, cred că o să folosesc foarte mult timp toate lucrurile pe care le-am luat, că am încercat să iau lucruri care să nu se strice sau, nu știu, să nu cumpăr chestii din material textil care să adune praf și să trebuiască să le arunc la un moment dat. Am luat chestii ceramice pe care chiar o să le folosesc pentru tot restul vieții mele, cel mai probabil, că ăsta e scopul meu. La un moment dat nu o să mai cumpăr decorațiuni de toamnă, o să cumpăr așa câteva pe an și o să-mi creez kitul de decorat anual pe care o să-l țin la e-mail în pod sau în beci, pentru că eu probabil nu o să am așa ceva. Ca să-mi creez colecția perfectă de decorațiuni de toamnă și de Halloween, trebuie să-mi cumpăr lucruri solide, lucruri de calitate și cred că am reușit. Cred că am reușit acest lucru. Dacă mă întrebați care este articolul meu preferat, pe lângă lunări, și-a făcut efectul asta cu dobleac, doar că, ce drept, nu a avut timp să se aprindă toată.
S-a topit doar foarte puțină ceară, deci nu pot să vă spun încă dacă miroase sau nu în toată camera. Dar pe lângă lumânări, articolul meu preferat este cu siguranță ăsta. Bolurile alte cu fantomițe sunt demențiale. Și da, prieteni, vă mulțumesc dacă v-ați uitat până aici. Vă pup și ne vedem data viitoare. Toamnă frumoasă tuturor!